Salutare și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Robert, Radu sau RR și n-am mai făcut asta de foarte mult. Astăzi facem cel mai așteptat tutorial de pe acest canal de YouTube. Foarte mulți dintre voi mi-ați spus: hai să faci un mix master, Astăzi facem tutorialul despre mix și master la o piesă. Dar nu orice piesă, pentru că acum ceva timp am postat în secțiunea de comunitate acolo pe YouTube și v-am rugat să postați una dintre piesele voastre. V-am dat practic oportunitatea ca piesa voastră sau beat-ul vostru să ajungă în acest clip. Mi s-a părut mai relevant și mai mișto să putem să lucrăm pe o piesă de-a voastră. Vă dați seama că nu o să putem să facem toate piesele pe care le-am primit, așa că am ales una singură. Foarte mulți dintre voi mi-ați trimis tot fișierul, gen toată piesa. Și pot să umblu doar la master, dar pot să fac reglaje destul de mici. De asta am ales și una dintre persoanele care mi-a trimis cum trebuie și o să vă și arăt acum, gen toate fișierele, fiecare în parte și proiectul FL Studio și asta e. Hai să ne înveselim puțin. Dacă ești nou pe acest canal, am o grămadă de tutoriale despre FL Studio. Dacă vrei să te apuci de muzică, să te apuci de producție muzicală sau muzică în general, chestiile astea o să te ajute foarte mult. Și avem și piesele mele și alte caterinci și... da. Ca întotdeauna, în descrierea clipului o să las o grămadă de informații foarte utile pentru voi, alte clipuri la care puteți să vă uitați, pagina mea de Instagram, cum puteți să dați de mine, dacă vreți să dați de mine, habar n-am. Ce chestii folosesc deocamdată. Bun, și până să-i dăm drumul, nu uitați să te abonezi la acest canal, aici jos, în partea asta de jos, unde scrie subscribe sau abonați-vă. Dați și un like sau un dislike dacă nu vă place acest videoclip și lăsați și un comentariu cu o părere sau o opinie sau nu știu ce. Fiți pe fază pe canal pentru că spun la viitoare, gen următor clip o să fie despre autotunul Antares. Am primit foarte multe comentarii de la voi și încerc să mă țin de promisiunea asta, gen de promisiune, nu nicio promisiune, dar încerc să mă țin de sugestiile voastre din secțiunea de comentarii, așa că there you go. Hai, considerați și voi butonul ăla de subscribe sau de like dacă vă place ceea ce fac, ca să ajungem și noi o comunitate cât mai mare. Să-i dăm drumul! Hai să clarificăm un pic confuzia asta între mix și master mai întâi. Deci, în primul rând, mixul se referă la luarea tuturor sunetelor din proiectul respectiv, din piesa respectivă, și încercarea de a face sunetele respective să sune cât mai mișto. Iar dacă lucrezi foarte bine în procesul de mix, în procesul de master nu-ți rămâne foarte mult de făcut. Acolo se fac doar mici ajustări, se încearcă să se aducă volumul piesei la un volum competent, sau cum se spune, pentru a fi în rând cu volumul pieselor de la casele de producție mari, un volum care este compatibil cu platformele de muzică, pentru că nu vrei să faci o piesă și să o pui la o petrecere și să trebuiască să dai de volum foarte tare ca să ți se audă și ție piesa și tot nu se aude balansat. Iar prin procesul ăsta de master încercăm să luăm piesa și să o facem să se audă bine pe toate platformele și pe toate device-urile disponibile, pe căști, pe telefon, pe boxe, în mașină, etc. Iar mix și masterul ăsta ține de partea de post-producție. Adică, referitor la piesa pe care o să lucrăm acum, eu nu o să mă leg de partea de producție. Adică eu nu o să mă apuc să adaug sunete în piesa respectivă, nu o să mă bag în ideile cum ar veni compozitorului sau producătorului. Eu o să iau ce a făcut el și o să încerc să văd viziunea lui despre piesa respectivă și să încerc să o fac mai bine, mai mișto. Asta mix, și după care să iau piesa respectivă, să o exportez, să o aduc la volumul respectiv, să se audă bine pe toate platformele, pe orice device, și să ajustăm dacă este nevoie anumite chestii, cât să o facem să se audă cât mai bine. Credit pentru D-Easy, care s-a demascat un pic prin Gmail-ul lui, aparent îl cheamă Mario Ștefănuț și 11, bine, nu știu dacă îl cheamă și 11. Și este unul dintre puținii care mi-au trimis fișierele cum trebuie. Mi-a dat un fișier rar, un fișier arhivat, în care găsim un folder cu toate fișierele din proiectul respectiv, plus fișierul de FL Studio. Hai să intrăm în proiect, să vedem ce se întâmplă aici. Nu avem pluginul Halftime, nu e nicio problemă. Bun, asta este ce a făcut el. Hai să vedem cum sună și vedem de acolo. O să trebuiască să vorbesc cu D-Easy
Să-i dau un mesaj să-i cer pagina de Instagram, să pun în descriere, dacă vreți să îl căutați, să vedeți ce chestii mai face, să colaborați, eu știu, o să las acolo în descriere. Ce să facem noi? Hai să mergem la mixer să vedem ce se întâmplă aici. Ok, deci avem pe primul ăsta ce-o fi. Deci avem sunetul principal. Hai să scriem main, că văd că nu e scris. Wow, ăsta e dat așa, iurea. Hai să egalizăm tot. Egalizăm toate sunetele și o luăm de la zero. Resetăm și stereo separation-ul. Bun. Și uite, mai avem și niște efecte pe care o să le scoatem. Bun, primul pas ar fi să luăm o secțiune în care cântă toate sunetele, toate instrumentele. Hai să o luăm pe asta și să mergem în mixer și să ajustăm pentru început volumele. Să știți că este foarte important să ajustezi volumul ok. De multe ori s-ar putea să nici măcar să nu-ți mai trebuiască un plugin pentru a da un sunet mai în spate, mai în față. Nu zic că să nu folosiți plugin-uri, dar pentru început încercați să reglați doar din volum, pentru că s-ar putea să aveți un produs mult mai mișto și fără o muncă din asta cu plugin-uri. Ăsta este kick-ul. Și mai rămâne main-ul. Ok, eu zic că avem un început. Vezi că deja sună mai bine. La început era 808-ul ăsta foarte tare și era prea tare, adică părerea mea. Asta e că e și o chestie de preferință, că fiecare mixează și masterizează în felul lui. Deci ceea ce fac eu nu înseamnă că e neapărat greșit și ce face altul nu înseamnă că e neapărat greșit. Fiecare are o versiune de... e bine din punctul lui de vedere, cum să zic. Bun, hai să ne uităm un pic la plugin-uri, să vedem ce plugin-uri a băgat el. Halftime-ul ăsta îl scot pentru că ați văzut că nu-l am și așa că nu are niciun rost. Bun, avem un parametric EQ2 prin care ce a făcut? A scos frecvențele joase și a scos frecvențele înalte de la un anumit punct. A scos chestiile astea pentru că sunetul respectiv, dacă îi dăm play, lăsăm doar pe el, vedem că rezonează doar în partea asta, dacă ne uităm la bările astea roz. Dacă dau de chestia asta în jos, nu face mare diferență, doar că las niște sunet murdar, cum se spune în engleză, să treacă, lucru pe care nu-l vrem, pentru că dacă lăsăm chestiile astea micuțe la fiecare instrument în parte, o să se adune și o să sune din ce în ce mai murdar, să zic. Nu vrem să-l tăiem chiar așa, vrem să-i lăsăm și un pic de carne, cum se spune. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici. Avem pe 808-ul ăsta. Ok, avem un Fruity Fast Distortion care, părerea mea, nu face mai nimic. Adică el e pus aici, dar dacă vedeți în partea dreaptă, este knob-ul ăsta dat foarte mic. Adică, uite, folosim 4% din Fast Distortion ăsta. Hai să dăm mute la asta. Face aproape nimic, așa că mai să vedem cum ar suna în context, dacă îi dau un pic de distorsie. Gen, încerc să merg pe aceeași idee pe care am mers și... D-Easy.
n-aș zice că este neapărat nevoie de el. Cred că îi dă un pic mai multă claritate, dar claritatea asta putem să o dăm și din altceva, nu doar din distorsie. Așa că hai să-l scoatem. Un fruity limiter. A, sidechain-uit. Ce era sidechain-uit? Ok, avem sidechain-uit kick-ul. Am și un tutorial despre sidechain, dacă dați un click aici un pic mai sus. Puteți să faceți o pauză dacă nu știți nimic despre sidechain. Hai să văd dacă las sau nu las. Hai să-l dau drumul la tot în afară de main. Cred că putem să-l lăsăm, dar l-am dat un pic mai mult, să aibă efect un pic mai mult, pentru că mi se părea că nu-i dă chiar așa de mult balance. Cum era cam pe aici, nu mai știu exact. Ok, dar până facem o sidechain-ul, că asta eu l-aș pune la final, pentru că sunt chestii care nu influențează neapărat sunetul ăsta, ci influențează corelarea acestor sunete. Hai să ne uităm ce mai avem pe aici. Pe acest perk avem un delay. Tot așa nu este folosit în întregime. Ok, și ce mai avem? Mai avem un parametric EQ pe acest tag 2, care nu știu unde este. Asta e? Nu, asta nici măcar nu este corelat la mixer. Hai să-l punem și noi la mixer. Riser, să zic. Și să ne ocupăm și de el mai târziu. Asta nu înțeleg ce e, vă care un parametric EQ, un curve la fel, aproape la fel ca sunetul principal. În fine. Hai să ne apucăm de treabă. Să luăm fiecare sunet în parte și să vedem cum putem să-l facem să fie mai mișto decât este. Părerea mea, pentru că ăsta este singurul instrument din această piesă, ăsta trebuie să sune unic, trebuie să sune mișto, trebuie să-i dăm valoare. Ok, parametric EQ știți, îl punem la început, pentru că după aia dacă mai adăugăm efecte, nu vrem să afectăm zonele astea stricate, inutile, cum să le spunem. Ok, hai să încercăm să punem o compresie. Hai să punem un neutru în 3. Ok, se pare că nu avem un sunet, dar nu avem un sunet pentru că nu l-a trimis D-Easy, așa că o să-l șterg ca să scap de el. Bun, hai să vedem, hai să-i adăugăm o compresie. Hai să-l punem să învețe. Deci ce facem noi practic acum, am compresat doar, asta este tot un fel de EQ, adică e un EQ. Și am împărțit practic acest sunet în trei secțiuni, frecvențele joase, frecvențele joase medii și frecvențele înalte. Și noi ce am făcut acum, am compresat doar frecvențele înalte. Deci hai să vedem cum e cu și fără. Ok, ok. Cred că putem să-i dăm un pic de make-up de aici. Și să-i dăm un pic de width. E, nu știu, un 35 cred că merge. Bun, hai să continuăm. Ce am putea să-i mai adăugăm? Eu, sincer, i-aș băga un pic de reverb, dar ăsta l-aș băga undeva pe aici, să zic. Adică aș mai băga ceva între. Hai să vedem, ori putem să-i punem reverb-ul ăsta, dar mie îmi place foarte mult reverb-ul ăsta de la Raum. Ok, adică eu vreau un pic mai puțin să nu se intercaleze cu restul de sunete. Decay este cât de mult să rămână practic reverb-ul, dacă e la maxim o să... Vedeți, o să rămână 200 de secunde și așa rămâne doar 2 secunde. Încercăm să facem să sune un pic mai epic, mai mare, mai... Aș pune un exciter. Să putem să-l facem un pic mai crisp sunetul.
Și tot la fel o să aplicăm un exciter doar pe doar pe frecvențele astea înalte. Hai să vedem și pe tape. Tube. Cred că las pe warm. Sau las un pic așa între. Bun, ce mai putea să-i adăugăm? Hai să ascultăm un pic și cu un context. Încă avem loop-ul făcut. Încercați să experimentați de cele mai multe ori să vedeți cum sună dacă am, cum ar suna dacă am pune asta, cum ar suna dacă am pune asta. Tot așa, hai să vedem cum ar suna dacă am aplica un sidechain. De multe ori sidechain-ul ăsta dă foarte mult balans. Cu? Cred că îl las pe ăsta, dar nu îl las la maxim. Aici nu este tot la fel, îl punem după, îl punem la final, gen luăm tot pachetul de efecte și după aia îl sidechain-uim. Hai să încercăm un chorus, aveam pe aici de la Fruity Chorus. Ok, ok. Dar nu, poate chiar nu așa mult. Ok, ok. Hai să vedem cum sună efectul ăsta înainte de editat și după editat. Sună un pic mai mare. Cred că este un pic cam prea wide de la compresia asta. Să dau un pic mai... Să afecteze doar puțin. Bun, și cam asta este cu primul sunet din piesa asta. Hai să trecem la următorul. Hai să aplicăm un parametric EQ 2. Puteți să folosiți orice parametric EQ și hai să vedem unde rezonează. Deci cam în zona asta. Putem să facem așa. Putem să... facem un high pass pe la 25 de Hz, să renunțăm la informația asta pentru că oricum omul nu este capabil să asculte, să audă frecvențele astea așa de joase. Și în momentul de față avem două variante. Putem să vedem cum sună acest detoit cu frecvențele înalte și cum sună fără. Îl vrem mai crisp sau îl vrem mai înfundat așa? Hai sincer să-i pun tot un exciter așa, dar nici nu știu. Trebuie să-i punem așa. Reverb nu are niciun rost să băgăm pentru că o să fie o nebunie acolo de sunete și astea încălecate. Cred că mi-ar plăcea să pânciuiască un pic mai mult
8-8-ul ăsta. Hai să ne ducem la Neutron. Din câte știam, era un preset din ăsta. 8-8 Enhancement. Ia să vedem cum sună ăsta. Da, este prea înfundat, nu prea... Îmi place, hai să vedem altceva. Clean 8-8 Kick. Ia să vedem. Punch 8-8. Da, nu-mi place. O să renunț la acest Neutron și o să mă întorc la oile mele. Da, acum m-am zăpăcit și acum parcă vreau un pic de înalte. Pic mai multe. Ia să resetez. Bun, și hai să-i trântim. Asta e că pe parcursul unui proces din ăsta de mix și master o să ți se schimbe pe perspectiva funcție cu ce te joci, știi? Uite, eu acum în inițial am zis că nu vreau crisp și acum când m-am jucat un pic cu Neutronul ăsta, acum parcă vreau un pic de crisp și mi se pare că sună cam înfundat. Hai să vedem cum sună înainte și după. Bun, hai să continuăm cu următorul. Avem snare-ul. Ăsta mi se pare că sună cam... Tot așa, îi trebuie o rezonanță din asta, o frecvență un pic mai înaltă. Tot așa, parcă era un preset. Îmi place Neutronul ăsta care are mai multe preseturi și poți să încep de acolo, știi? Alegi, uite, snare. Vezi cum sună. Nu, ne trebuie un... Snappy acoustic snare punch. Trebuie să fie un pic așa stacat, să zic. Asta de sună destul de bine. Să vedem la exciter-ul ăsta. Ok. Da, dar asta nu cântă unde trebuie. Trebuia să cânte. Ok. Deci ca să înțelegeți, avem prin aplicarea acestui preset, ni s-a adăugat un transient shaper, un exciter, un equalizer și un compresor. Adică, practic, este un program care are mai multe plugin-uri înăuntru. Și poți să alegi un preset de aici, să vezi care îți place mai mult sau mai puțin și după care să intri aici să modelezi sunetul cum vrei tu. Cred că avem un sunet ok acum. Vezi că acum dacă stau să mă gândesc, eu într-un fel cred că aș schimba 808-ul, dar asta nu ține de mine pentru că asta ar însemna să mă bag în partea de producție, ceea ce nu am voie. Adică eu acum mă ocup doar de mix și master. Să punem un parametric EQ pe ăsta. La kick putem și la sub, putem să umblăm un pic la stereo separation să-l dăm mono. La kick l-aș da 100% mono. Și la 8-8 să zic că îl dau așa un sfert, 40%, nu e un sfert, dar mor. La mine am dat separarea din Neutron. Snare-ul lăsăm așa. Eventual tot la fel putem să-i dăm un pic de stereo separation, dar foarte puțin.
Puteți să verificați din când în când, când faceți mix masterul, cum sună piesa în mono. Puteți să mergeți la master aici, să dați de ăsta și să-l dați 100% la dreapta. Și vedeți cum sună piesa în stereo și mono. N-ar trebui să fie o mare diferență, ar trebui să sune cam la fel, doar că nu mai e stereo și că e mono. În felul ăsta vă dați seama deja dacă sună ok și pe sisteme și astea. Boxe mono, de exemplu, telefonul. Bine, depinde de telefon. În majoritatea sunt mono. Ok, mai departe trecem la hi-hat-uri. Eu astea... Bun, nici și un alt EQ să mai diversificăm. Uite, o online equalizer. Și acum bușește calculatorul. Vedeți pe acest sunet avem informație în partea de jos, de care nu avem nevoie. Nu știu unde. Putem să-l aerisim un pic. Bypass. Când vine vorba de hi-hat-uri, putem să dăm separarea mai generoasă spre stereo. Hi-hat-uri și din astea, fusuri, crash-uri. Mai este vorba despre panning-ul de la hi-hat, care face destul de mult. Hai să găsim open hi-hats. Hai să găsim unde le-a pus D-Easy. Astea cred că sunt? Da. Și să dăm aici în partea de jos, la notepan. Ah, sunt deja pănuite. Acum cred că ar merge un pic mai mult să le pănuiești. Să las ce a făcut el, numai că le fac un pic mai mult decât le-a făcut el. Să fie mai jucăușă piesa, să zic. Vedeți că le las exact cum le-a lăsat el, numai că un pic mai... Să țară un pic mai mult în stânga și în dreapta, în căști. Hai să vedem mai departe ce ne-a mai rămas. Ne-a mai rămas ăsta. Hai să mă duc înapoi la loop-ul respectiv, la loop-ul. Parametric EQ. Deocamdată. Hai, luăm tot pe ăsta că e mai ok. Vedeți, informația este toată aici, putem să facem chestia asta. Nu asta, că altfel scăpăm de tot sunetul. Tot așa putem să aerisim sunetul un pic în zona asta. Bun, o să fac foarte mult la parcurile astea. Ce aș mai putea să-i fac? Hai să experimentăm cu ceva. Habar n-am cu ce să experimentăm. Freak, ce-i asta? Ok, poate dacă nu e așa de mult. De mix. Blană. Mie mi se pare ok. Chiar mi se pare ok. Adică de la asta... La asta. Are o chestie acolo și nici măcar nu știam de plugin-ul ăsta, că l-am în calculator și ce face. Adică sunt tot felul de idei pe care... Idei care îți vin când te joci, efectiv. Acum că l-am făcut stereo, să-l dau un pic mai încet, pentru că rezonează mai mult și e mai prezent, mai vizibil în mix. Bun, și hai să trecem la următorul, care este de fapt penultimul, că mai avem și riser-ul ăsta. Avem perk-ul, care are delay-ul ăsta. Delay-ul și reverb-ul de obicei le pun la final, ca să afecteze sunetul curat, cum ar veni, sunetul editat. Ok, facem același curve. Nu-i tăiem din carne.
și hai să vedem acum cu delay-ul. Ok, putem să facem cut-ul un pic mai mare, mai mic, să tăiem mai mult, să se scurgă mai repede. Mereu ascultați după ce ați făcut ce ați făcut, în context, să vedeți cum sună. Așa, adăugat și un pic de reverb, să fie așa o continuare la acest delay. Putem să separăm un pic. Dă un pic mai încet. Este doar așa o continuare a snare-ului. Bun, și ultimul riser-ul, la care nu știu cât de multă treabă avem de făcut, îl regăsim riser-ul. Unde a fugit, mă, riser-ul? Riser-ul era ăla pe care l-am șters. Dacă mai țineți minte când am șters mai devreme asta. Mergem înapoi și îl găsim. Da, asta era. Nicio problemă, că rezolvăm. Pe cât l-am pus aici? Pe 9. Hai să-l punem și noi tot pe 9. Să nu mai creăm încă unul. L-am pus pe 9. Și dacă nu mă înșel... el îl dăduse mai sus. Hai să-l dăm pe stretch și să-l dăm un pic mai sus. Ceva de genul. Mereu îmi place la chestiile astea, la riserele astea, pentru a introduce o altă secțiune din piesă. Îmi place să pun niște reverb mai mult. Dar până la reverb hai să facem aceeași treabă. Ok. Vedeți că acesta are foarte multe informații, dar în principiu are foarte multe informații în partea de sus. Bun, și putem să-i punem niște reverb. Hai, punem reverb-ul pe care l-aveți și voi. Deși nu. Îmi place mie raum ăsta. Gen, vrem ca... vedeți? Să rezoneze în continuare. Să nu se oprească, așa să fie sec. Cred că putem să facem decay un pic mai mare. Nu afectăm mixul, afectăm doar cât de mult se duce reverb-ul. Hai să dăm un save, pentru că ăsta este un lucru foarte important atunci când lucrăm. Bun, am terminat cu fiecare sunet în parte. Acum trebuie să facem un lucru foarte, foarte important. Trebuie să luăm o pauză. Da, ați auzit foarte bine. Trebuie să luăm o pauză, pentru că nici nu știu cât timp a trecut. Nu mi-am numerotat, m-am uitat la ceas. Dar mixăm de ceva timp și urechile noastre încep să o ia razna. Și lucrurile pe care noi le considerăm ok acum. Mamă, fii atent cum sună piesa asta. Dacă luăm o pauză și ne întoarcem, s-ar putea să... nu mai sună la fel de bine. Așa că recomand pauze din astea între. Mergeți, beți un pahar cu apă, mergeți, beți un pahar cu suc, plimbați-vă un pic, ridicați-vă de pe scaun, mișcați-vă un pic, mișcare, mișcare. Și după aia ne întoarcem peste, nu știu, un sfert de oră, 10 minute. Hai să vedem cum sună totul fără niciun efect și totul cu efecte. Cam de la asta am pornit la început acestui videoclip, hai să dăm de aici. Deci de la asta am pornit la începutul clipului și am premixat. Prin procesul de mixare am ajuns la asta. Eu zic că este o diferență destul de mare. Acum mai este diferența pe care o face fiecare sunet în parte, pentru că eu, de exemplu, n-am avut posibilitatea să umblu la sunet, fiecare sunet în parte și să aleg eu sunetul optim pe care aș putea să-l editez și care cred eu că sună cel mai bine pentru piesa respectivă. Cred că introducerea asta este un pic cam... seacă așa. Putem să tragem asta aici și uite, nu aș băga asta. Asta nu prea îmi place, că așa când nu ai foarte multe, nu ai foarte multe susținere de la tobă, nu se aude chiar așa de bine.
Hai să zicem că ăsta este produsul final. De obicei eu stau mai mult pe el, gen o să revin, mai umblu acum un pic, mai experimentez cu volumele, cu fiecare plugin pe care l-am pus și încerc să văd fiecare chestie în parte. Dar nu vreau să stăm foarte mult, așa că hai să trecem la procesul de master. Deci pentru procesul de master, eu mi-am luat niște pluginuri foarte mișto de la Isotope, iar pentru acest proces, Isotope are un program foarte mișto care se cheamă Ozone 9. El arată cam așa și cam de când l-am luat, numai pe ăsta l-am folosit în principiu. În primul rând e foarte mișto că este un program care are mai multe pluginuri în același program. De uite, aici avem Equalizer, Maximizer și toate pluginurile astea, adică nu o să mai lucrăm pe fiecare slot, să ne ducem de la fiecare în parte, deschidem, încărcăm CPU și tot așa. Avem tot ce ne trebuie într-o singură aplicație. E foarte mișto cu pluginul ăsta pentru că are un master assistant, adică are o inteligență artificială care ne dă un start pentru procesul ăsta de master. Noi dăm aici și el ne întreabă cum vrem să facem piesa. Putem să mergem pentru un sunet mai modern sau un sunet mai vintage și o să folosească compresoare și equalizere din astea vintage. Aici o să spunem cât de tare vrem să fie piesa. Să o lăsăm pe mediu. Și aici destinația piesei. Depinde unde vrem să punem piesa respectivă. Dacă vrem să o punem pe CD, o să o limiteze la, cred că 0,0 ceva decibeli, gen maximul, iar pentru streaming, adică platformele de muzică Spotify, Apple Music, etc., o să o pună, dacă nu mă înșel, la minus 1,0 decibeli. Și cu majoritatea pieselor din ziua de astăzi o să ajungă pe streaming, alegem streaming. Acum mai ne trebuie doar să dăm play la cea mai tare parte din melodie. În cazul nostru este asta, pentru că aici avem și hat-urile astea și percurile. Facem un loop și pur și simplu lăsăm să cânte. Bun, și după cum vedem, a aplicat, programul ăsta funcționează în felul următor. Ei au foarte multe piese ca reference băgate în spatele acestui program, iar ei iau piesa respectivă, gen piesa mea, și o compară și fac un proces de master basic, de început, prin aceste pluginuri: Equalizer, Dynamic EQ și Maximizer. Sunt niște chestii super simple, hai să dăm pe prima. La Equalizer a scos din niște joase, a adăugat niște mid-high-uri și un pic de aer în zona asta de high frequencies. Hai să dezactivăm astea, să vedem cum suna înainte și după. Asta este un compresor pe care nu o să-l folosesc și rămânem la aceste 3 deocamdată. Dynamic EQ, ca să vă dau un exemplu, atunci când o frecvență, să zicem, ajunge aici, se declanșează EQ-ul ăsta respectiv și automat se dă frecvența respectivă în jos sau în sus, depinde cum o setăm noi. Iar Maximizer este pluginul care practic ne dă volumul necesar pentru a pune piesa pe orice dispozitiv. El practic compresează piesa și o delimitează să nu treacă de minus 1,0 dB. Astfel încât dacă mergem la mixer și ne uităm la master, dezactivăm ozonul, uitați-vă în stânga care este nivelul maxim la care ajunge piesa respectivă. Dacă ne uităm în stânga, vedeți că e 0,42, ceva de genul decibeli. Și ce face maximizerul ăsta? Pe lângă compresarea piesei, o face să nu treacă de minus 1, care este aici. Hai să dăm drum să ne uităm. Și practic noi acum avem un start și putem să ne apucăm să facem mici ajustări sau să mai adăugăm alte pluginuri pentru un sunet cât mai bun. Hai să vedem pe plus și pentru început hai să adăugăm un low-end focus. Este un plugin care se folosește pentru atenția asta pe frecvențele joase și cum putem să facem aceste frecvențe joase să sune mai bine pentru mixul respectiv. Vedem că aici avem un mod de limitare de la 20 de Hz la 250 de Hz, ce reprezintă de fapt frecvențele joase. Putem să ajustăm chestia asta cum vrem noi. Dar eu zic că până la 250 e destul de ok. Și acum avem două opțiuni în funcție de tipul de piesă. Avem o opțiune punchy, cum este în cazul nostru, nu ne trebuie un bass din ăsta să pompeze mai mult, să fie mai,
mai prezent, sau avem varianta de smooth, care se aplică de obicei la piese din astea un pic mai lente, mai calme, mai... Bun, și hai să dăm pe punchy, o să dau un extremă ca să vedeți ce se întâmplă efectiv cu basul. Vedeți cât de mult lovește? Bine, e destul de exagerat în sus de tot acolo, nu o să mergem chiar până sus de tot, dar e foarte mișto că îi dă un extra punch, de care noi chiar avem nevoie pentru tipul ăsta de piese trap. Deci hai să vedem. Ok, și putem să-i dăm și un pic de gain. Adică mărim un pic volumul la frecvențele astea joase, la efectul ăsta de punchy. De... E foarte important, la fel ca și aceste sloturi, când vine vorba de mix și master, e foarte important ordinea în care le pui. Adică puteți să o luați ca exemplu slot 1, 2, 3, 4, 5, că sunt aceleași ca aceste pătrățele de aici. Slotul 1, 2, 3, 4, 5. Noi, pentru că am pus acest low end focus după maximizer, deși maximizer limitează piesa la minus 1 decibeli, noi pentru că l-am pus după și am adăugat 0,9 decibeli, o să vedeți în stânga acum, la master, la unde intră semnalul, că acum o să depășească de 0 decibeli. Asta pentru că îl avem pus după maximizer, deci trebuie să-l dăm în stânga lui maximizer, ca să nu depășim de 0 decibeli. Bun, hai să mergem mai departe. Dăm pe plus și hai să umblăm la un imager. Imagerul ce face? Ia spectrul ăsta al sunetului, de la stânga, mijloc, dreapta. Se referă la chestia asta, cum percepem noi sunetul, stânga, dreapta, cât de spațial să fie. Asta ca să explic așa pe înțelesul tuturor. Noi ce putem să facem aici? Să delimităm toată piesa. Din nou, avem un fel de equalizer aici. Delimităm piesa. Hai să dăm pe la 250. Gen de la 0, mă rog, 0. Așa, până la 250 avem basul, mid frequencies și high frequencies. Și ăsta putem să-l dăm un pic mai sus, ca să umblăm doar la sunetele astea înalte. Bun, și o să exagerez cu sunetele ca să vedeți cam ce face fiecare chestie și după aia o să editez. În primul rând nu vrem să ne legăm de frecvențele joase. O să dezactivăm acest band, pentru că ne-am ocupat deja de frecvențele joase în acest plugin. Deci aceste fadere se referă la stereo width. Scrie și aici. Se referă la aspectele astea de mono și stereo. Cât de mono să fie, cât de stereo să fie, cât de wide, cât de deschis să fie sunetul și tot așa. Hai să vedem pe bandul ăsta de frecvențe înalte și hai să-l ducem în extreme ca să vedeți cum sună. Hai să exagerăm și cu aceste frecvențe medii, low, a bit high. Vedeți cât de urât se aude când, mai ales că exagerăm, dar când lucrăm cu o secțiune așa de mare. Pentru că noi avem aici și un pic de joase și un pic de înalte și toate mediile. Așa că o să umblăm foarte puțin la secțiunea asta de medii, dar în principiu o să lucrăm pe partea asta de înalte. Bun, la fel, acest imager să nu fie după maximizer, să fie tot la fel în partea din stânga. Putem să-l punem înainte de Dynamic EQ. Hai să vedem cum sună acum. Cu și fără. Am mărit un pic
această secțiune, să afectăm mai mult. Bun, și hai să vedem ce mai avem pe aici pe care putem să-l folosim. Astea sunt pluginurile vintage, dacă am fi ales de la început pe ce mod vrem să mergem. Știți, când m-a întrebat Master Assistant dacă vreau să merg pe modern sau pe vintage. Ce mai pot să folosesc? Un exciter, să-l punem înainte de maximizer. La fel, alegem secțiunile pe care vrem să le afectăm. Iar aici ne arată gen asta albastră e pentru această secțiune, portocaliu pentru această secțiune, roșu pentru această secțiune și dacă mai creăm unul, o să ne arate și pentru, o să ne delimiteze aceste chestii în funcție de fiecare. Bun, și acum hai să umblăm tot așa la partea asta de sus. Din nou, am exagerat ca să vedeți. Și aici avem mai multe tipuri de exciter. Toate fac cam aceeași chestie, doar că fiecare are un sunet un pic diferit. Uite, de exemplu, retro. Îl dau mai mare ca să vedeți diferența. Hai să vedem. Putem să luăm retro. Și să vedem. Cu și fără. Cu și fără. Deci hai să dăm, știți, butonul ăsta de bypass, se aplică la orice plugin și atunci când apeși pe bypass, practic îți anulează toate efectele din programul respectiv ca să poți să faci diferența cum se aude cu efecte și cu ce ai aplicat și fără. În primul rând să dăm gain match pentru că vrem să facem o comparație între piesa fără efectele respective și cu efectele respective de la același volum. Știți că prin maximizer am schimbat și volumul piesei. Așa că dăm gain match și acum dăm play și dăm pe bypass și înapoi. Hai să dăm prima oară fără. Și hai să facem și o comparație ca să vă dați seama, scoatem gain match-ul ăsta. Deci așa sună piesa înainte, fără nimic, nimic pe master. Mi se pare că am dat foarte multă viață acestui beat prin ce am aplicat în procesul de master. De la procesul de mix către procesul de master nu ar trebui să fie o chestie așa, o schimbare radicală să zic. Majoritatea chestiilor pe care le facem, le facem din procesul de mix. Dacă de acolo le-am făcut bine, în procesul de master doar umblăm la chichițe din astea micuțe. Bineînțeles că dacă nu aveți o zonă nouă, programul respectiv, puteți să umblați și cu pluginurile din program, care fac exact aceeași chestie. În loc să aveți o zonă nouă aici, hai să opresc asta, puteți să folosiți programe ca Parametric EQ, Maximus, Soft Clipper-ul. Ca alternativă pentru Exciter e programul la Set Saturation knob. Din Maximus, programul de bază, puteți să faceți și această delimitare la imager, de exemplu. Așa sunt delimitate și aici, gen low, mid, high, cum avem și noi, low, mid, high. Putem să luăm pe fiecare în parte, să umblăm la stereo separation, să-l dăm mai mono sau mai stereo, să compresăm. Deci avem alternative și dacă nu avem o zonă nouă. Ce am făcut noi acum e doar ca referință. Gen, dacă aveam o comandă de beat, exportam piesa respectivă, mergem la mașină, puneam piesa pe diferite dispozitive din astea audio și vedeam cum se aude și mă întorceam în procesul ăsta. Poate uneori trebuie să te întorci în procesul chiar de mix, să ajustezi anumite chestii. Aveți două variante. Puteți ori să faceți ca mine, să masterizați piesa în același proiect cu mixul. Sau mai aveți posibilitatea să exportați ori fiecare sunet în parte, ori toate sunetele într-un fișier WAV, gen să aveți piesa într-un singur fișier și după aia să creați un alt proiect și să masterizați într-un proiect separat. Bineînțeles că procesul ăsta de mastery a fost un pic diferit, mai ales prin faptul că avem un beat destul de simplu la care nu poți să faci super, super multe chestii. N-avem foarte, foarte multe sunete. În primul rând avem voce, un lucru foarte important, pentru că ăla schimbă total sunetul unei piese. Ce să mai, data viitoare, următorul videoclip o să fie un tutorial despre autotune-ul
de la Antares, pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați cerut chestia asta, așa că o să-l facem. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like și considerați butonul de subscribe, să vă abonați la canal ca să fiți pe fază cu tot ce postez. Eu am fost Robert Radu și vă las acum la final comparația dintre piesa nemixată și piesa și mixată și masterizată. Peace out.